ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi aici vom promova tineretul și evenimentele de tineret. Și care altul poate fi un eveniment de amploare destinat tinerilor decât Gala Tineretului Prahovean, primul eveniment de acest tip din șirul evenimentelor dedicat tinerilor din cadrul Ploiești, Capitala Tineretului 2024. Astăzi l-am alături de mine pe Andrei Năstase, care este membru în echipa de organizare în cadrul Galei Tineretului Prahovean. Bună, Andrei! Bună, Alesia! Ce faci? Cum ești? Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația și că ți-ai făcut timp în programul tău să poți să vii la podcast și să ne povestești despre toate evenimentele pe care tu le organizezi pentru tineri. Cu mare, mare drag! Mă bucur să fiu alături de tine! Mai ales că ușor, ușor se apropie Gala Tineretului Prahovean. Exact, un eveniment de amploare care a avut un impact pozitiv pentru tineri și am văzut foarte multe opinii pozitive. Foarte mulți tineri fac tot posibilul să promoveze, să se promoveze în cadrul acestei gale și mai mult decât atât, să-și promoveze toate proiectele și toate evenimentele pe care le au simbol și semn că, într-adevăr, în Prahova se desfășoară foarte multe activități destinate tinerilor. Exact. Cred că avem un impact atât de bun asupra sau în rândul tinerilor, fiindcă, în primul și în primul rând, Gala Tineretului Prahovean este o platformă pentru tineri unde ei pot ajunge în fața audienței pe care o caută, unul la mână, să fie recunoscuți pentru meritele pe care pentru activitatea depusă în cadrul comunității, dar și pentru a promova concepte, idei pe care aceștia le desfășoară sau vor să le desfășoare. Cu siguranță este o oportunitate pentru toți tinerii din Prahova să poată concret să vină în fața audienței și în fața întregii comunități prahovene cu tot ceea ce ei fac pe parcursul anului. Aș vrea să ne descrii în primul rând gala. Ce presupune, ce implicare ai tu în gala și cum anume ți-ai dorit și ai venit cu această intenție de a te implica în concret în echipa de organizare? Cred că cel mai bun loc din care aș putea să încep este echipa de organizare. Asta a fost primul pas. Faptul că cu toții venim din medii și în continuare activăm o bună parte din noi destul de curent în activități ce au ca scop coagularea voluntarilor în jurul activităților destinate comunității, proiecte pe zona de educație, implicare în viața tinerilor și nu numai în zona respectivă. Așadar, cum ziceam, primul pas a fost faptul că ne cunoșteam, avusesem experiență în alte evenimente în trecut și de aici până la gală, ce să zic, cel mai mult a fost o discuție în care am zis ok, ce putem să facem? Ne-am strâns din mai multe locuri, alții ne-am mutat înapoi în Ploiești fiindcă am simțit că există potențial aici și ne-am uitat spre, a zice, cel mai de preț lucru pe care îl are orașul și anume tinerii. Ei sunt moștenirea noastră, ei sunt cei care vin din spate, pe ei trebuie să-i încurajăm în primul rând și să-i ajutăm cu tot ceea ce putem. Așadar a luat naștere Gala Tineretului Prahovean, prin care să începem să recunoaștem, în primul și în primul rând de fapt să impulsionăm tinerii să iasă în față, să fie recunoscuți pentru ceea ce fac, să primească finanțare pentru ceea ce desfășoară și poate puțin câte puțin să îi ajutăm să-și aducă la realitate visele. Cu siguranță o inițiativă foarte de impact pentru tineri, pentru a-i ajuta concret să poată să își îndeplinească toate visurile pe care ei le au. Și aș vrea să te întreb, de unde, ce valori concrete promovează această gală? Pentru că eu știu din perspectiva unui tânăr modul în care este privită. Și este un eveniment mare, extrem de mare, dedicat tinerilor și absolut toți vorbesc despre Gala Tineretului. Care este, cum ați reușit această performanță? Nu știu dacă valori ar fi cuvântul cheie care sau enumerarea valorilor să fie modul prin care putem enumera motivele pentru care tinerii să participe la gală, ci mai degrabă, tot așa plecând din echipa de organizare, acest cumul de oameni care s-au strâns și se strâng în continuare în jurul acestei idei, care de la idee, ce spuneam mai devreme într-o simplă discuție, s-a coagulat, am avut o primă ediție anul trecut, acum suntem la ediția a doua, creștem pe an ce trece și toți tinerii care
trec prin intermediul galei, care au legătura cu noi, care sunt implicați în proiectele pe care le susținem, devin o mică cărămidă la acest proiect. Și pe măsură ce turnul se înalță, toată lumea se uită spre acest turn. Ce se întâmplă? Ce urmează? Cine va fi nominalizat? Cine va câștiga? Ce proiecte voi identifica anul acesta? Și nu sunt doar tinerii care se uită către acest eveniment, ci se uită și antreprenori. Să recunoască unde e un tânăr talent, pe cine aș putea să susțin, cine iese în evidență. Așadar, potențialul acestui eveniment nu este doar de recunoaștere a meritelor, ci și ne putem numi o treaptă spre un viitor strălucit. Practic, le deschideți oportunități tinerilor. Exact. Și de aceea este această dorință imensă înspre a se implica concret în Gala Tineretului și a fi nominalizat, a fi poate printre finaliști, chiar dacă nu chiar finalistul pentru fiecare categorie. Exact. Și mai mult decât atât, din ce mi-ai povestit, un lucru foarte interesant din punctul meu de vedere, modul în care încercați prin anumiți voluntari să-i faceți să se simtă parte a unui proiect mare, a unui proiect de viitor care într-adevăr are continuitate și care va crește pe an ce trece. Nu-i așa? Scopul este să ne definim, să lucrăm și să acționăm precum o familie. Cred că unul din motivele principale pentru care așa ne-ar plăcea să ne descriem este că întotdeauna, oriunde ai fi, întotdeauna te vei întoarce la familie. Plecând cu tinerii prin acest prim pas de nominalizare și premiere, speranța noastră este ca ei să își desfășoare și să-și dezvolte visurile pe care le au și proiectele pe care le au în desfășurare, cu condiția și rugămintea mai degrabă să nu uite de Ploiești. Și așa cum noi ne-am întors să punem această mică bază sau poate primele cărămizi pentru acest proiect, sperăm ca ei să continue această tradiție și în anii ce vor urma. Un aspect foarte interesant, mai ales modul în care funcționează ca o echipă, ca o familie, așa cum ai spus tu. Și într-adevăr de punctat este această idee de a se întoarce tineri în Ploiești, chiar dacă poate, nu știu, pleacă pentru facultate, pentru anumite studii în afară sau în alte orașe, după finalizarea acestora să revină în oraș pentru a putea concret să pună bazele și să se implice pentru o comunitate mai bună. Exact. Pentru noi toți, într-adevăr. Și acum aș vrea să te întreb tot pe această parte, care este concret modul în care tinerii se pot implica în comunitate și ce pot ei să învețe din anumitele proiecte, anumitele activități pe care le desfășoară în cadrul comunității prahovene? Păi, acum, cum să zic, știi cum e, câte minți există, atâtea idei apar pe masă. Sunt multiple dimensiuni în care tinerii se pot implica și din care se pot dezvolta și, de ce nu, inclusiv nouă să ne deschidă ochii asupra unor viziuni la care nu ne-am fi putut gândi până în momentul de față. Primul și în primul rând, fiindcă trăim în secolul în care trăim, cred că tehnologia este cea în care aș încuraja tinerii să activeze, să dezvolte. Asta și fiindcă eu, în cadrul organizației, foarte mult sunt omul tehnic, omul în spatele butoanelor. Fiindcă fix în aceste momente pe care le trăim cu toții, am ajuns într-un punct de dezvoltare care, dacă nu ținem pasul cu ceea ce se întâmplă, vom fi ușor depășiți de vremurile pe care le trăim. Observ prin rândul maturilor, prin rândul adulților, prin rândul părinților o oarecare teamă de ceea ce se întâmplă. Asta fiindcă nu reușesc să înțeleagă foarte bine contextul sau să înțeleagă foarte bine instrumentele. Tinerii, pe de altă parte, au crescut în această generație. Le înțeleg, mă uit, îți dau un exemplu. Am un băiețel de 2 ani și 7 luni și fiul meu înțelege telefonul sau tableta mai repede decât ar fi putut mama să înțeleagă un telefon mobil. Născându-te în această perioadă în care ai acces la foarte multe resurse, trebuie doar să închizi mâna și să le iei, învățarea se face foarte jucăuși pentru tineri. Ce cuvânt interesant. Tinerii încă au această posibilitate de a învăța lucrurile prin joacă. Cred că da, uite, ăsta e, de exemplu, un lucru pe care îl promovăm în cadrul multiplelor proiecte care oricum vor fi acum pentru Ploiești 2024 ca și capitala tineretului, în care să învățăm unul de la celălalt
și fiecare de la ceilalți și prin joacă. Și cel mai bun exemplu pentru noi este să ne uităm la generația care urmează, că ceea ne poate învăța cel mai bine, cum este încă să te joci și să înveți. Până la urmă, cu siguranță, este Let's Play, Capitala Tineretului, exact. 2024, așa că haideți să ne jucăm. Și legat tot de partea aceasta de proiecte și de modul în care tinerii se implică în comunitate, ce competențe concrete își dezvoltă ei în momentul în care fac parte din anumite proiecte sau în momentul în care se implică în organizații și desfășoară anumite activități? Îmi vine în cap primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez este empatia. Cred că asta este empatia, implicarea socială. Un aspect foarte important, mai ales pentru generația noastră. Exact. Înveți antreprenoriat, înveți cum să fii mai structurat, înveți ce efecte pot avea acțiunile tale și cum impactează oamenii din jur. Și aici intră din nou pe partea de implicare socială. Înveți să dăruiești, înveți să primești, înveți să înveți întotdeauna. Ce alte competențe aș putea să-ți mai spun? Un pic mai multă stăpânire de sine, poate public speaking, dacă ai avut o frică de a ieși în fața altora să vorbești, discutând despre ideea ta, găsești cea mai mare forță naturală atunci când este visul tău să discuți și poți depăși orice frică de audiență. Știi ce înveți? Cel mai bine înveți să dai greș. Este cel mai de preț lucru pe care poți să-l înveți. Să dai greș. Cum să dai greș și ce să înveți din asta. Nu spun asta că proiectele care le avem în momentul de față nominalizate sau oamenii care sunt nominalizați sunt oameni care dau greș. Însă cel mai bun pas și cea mai bună competență pe care o poți obține din orice proiect pe care îl demarezi este să înveți cum să dai greș. Până la urmă, o mulțime dintre proiectele mari, care în momentul acesta sunt de impact pentru tineri și pentru întreaga comunitate, de fapt, au pornit de la pași mici și prin acei pași mici, cei care le-au inițiat au și dat greș la un moment dat, iar ulterior, învățând din greșeli, au putut să continue astfel încât să devină proiectele de succes care sunt acum. Dacă tinerii care ne urmăresc au anumite modele în minte asupra unor antreprenori de succes din întreaga lume, fie că vorbim de rețele de socializare, fie că vorbim de diferite instrumente de pe piață sau, nu știu, speakeri sau tot felul de persoane, le recomand să le caute tuturora istoricul, să vadă că după prima greșeală majoră au învățat cu adevărat să-și materializeze visele. Că într-adevăr proiectul nu este doar ce se vede la suprafață, exact. Acea imagine perfectă, cum că, ia uite, avem succes. În spate este foarte multă muncă și, într-adevăr, foarte multe greșeli. Da. Și cred că și acesta este unul dintre aspectele de impact care trebuie promovate. Și toate valorile pe care tu le-ai enumerat mai devreme sunt cele pe care Gala Tineretului încearcă să le scoată în evidență, să le pună în lumina reflectoarelor, astfel încât tinerii să poată să fie văzuți de întreaga comunitate. Și acum aș vrea să vorbim despre categoriile de persoane pe care Gala Tineretului își dorește să le scoată înaintea întregii comunități. Știu că este vorba și despre tineri, este vorba și despre elevi, este vorba și despre anumite proiecte. Dacă poți tu să ne dai puțin mai multe detalii în această zonă. Păi avem gala coagulată în jurul a trei centre, și anume avem partea de tineri, în care includem elevii, avem partea de studenți, tot tineri, dar cu o treaptă un pic mai sus ca și vârstă. Și mai avem o altă zonă pe care aș denumi-o general. Respectiv, este vorba de organizații, fundații, antreprenori, o categorie generală. Două paliere pe care le abordează Gala sau pe care le urmărește atât pe segmentul de tineri cât și general este de a nu lăsa pe nimeni în urmă, și anume nu există discrepanțe sau nu facem diferențe între mediul rural și mediul urban, dimpotrivă le încurajăm pe amândouă, fiindcă ideile bune, oamenii minunați, sufletele curate cresc în orice loc. Și de aceea ne focusăm în toate direcțiile. Și până la urmă important este să faci din locul și din mediul în care trăiești
un aspect care chiar să crească și să poată concret să aducă un plus valoare. Exact, exact. Tot pe partea aceasta voiam să te întreb, ce înseamnă pentru tine un tânăr model, un tânăr implicat, care este demn să fie finalist sau poate chiar câștigător în cadrul Galei Tineretului? Vezi, acum o să fiu un pic subiectiv, că n-am cum altfel să-ți răspund la întrebarea asta. În echipa de organizare până la urmă, deci subiectivitate avem nevoie. Aș zice modest. Un tânăr modest nu înseamnă neapărat un tânăr rușinos, un tânăr care este frică să-și asume reușitele, ci un tânăr care nu se lasă purtat pe niște culmi care încă nu s-au concretizat. Un tânăr stăpân pe el și pe ceea ce crede. Un tânăr care prin proiectele și prin acțiunile sale s-a făcut remarcat în comunitate, nu neapărat prin a face publicitate în rețelele de social media, ci prin impactul acțiunilor pe care le-a avut. Oamenii din jur vor observa întotdeauna o faptă bună, chit că se spune că s-ar putea să treacă nevăzută, va fi observată, va fi notată undeva în mintea fiecărui om. Și cred tineri care se uită în permanență către viitor. Adică nu iau orice mică reușită ca fiind un pas final, ci nu. Este doar, tot timpul este un prim pas către viitor. Tot timpul un prim pas. Tineri care își doresc prea mult de la viață și care tot timpul simt nevoia aceasta să crească, să continue, să se dezvolte. Exact, exact. Foarte interesant. Un aspect care într-adevăr merită promovat în cadrul întregii comunități prahovene. Și aș vrea să te întreb pe partea de premii acum. Știu că a fost și un vot de popularitate. Da. Cum da. Anume sunt date premiile în cadrul Galei Tineretului Prahovean? Avem un juriu, ca și anul trecut, cumva am obișnuit, avem un juriu care verifică toate nominalizările pe care le-am primit. Anul acesta am avut 238 de nominalizări, o cifră destul de bună, a zice. Parcurs istoric cu fiecare persoană, se uită la ce impact au avut acțiunile, ce acțiuni au fost întreprinse. Și ne-am gândit că, ok, noi avem, uite, avem palierul ăsta de oameni cu un cap foarte mare, care știu să analizeze și să judece foarte corect aplicațiile și nominalizările oamenilor. Însă ne-am gândit că cel mai bun feedback îl luăm tot din comunitatea în care aceștia s-au implicat. Și așadar avem o pagină pe galatineretuliprahovean.ro/premiul de popularitate, în care invităm pe toată lumea să intre să-și voteze preferatul. Există în dreptul fiecărui nominalizat, există niște linkuri care vor duce către anumite articole de presă sau anumite filmulețe care pot descrie cel mai bine activitatea lor. Și avem și, cum ziceam, pe partea asta de vot de popularitate, luăm în calcul vocea poporului. Într-o proporție, avem un procent, a zice, destul de echilibrat între votul de popularitate și votul pe care îl dă juriul. Și uite, eu îți povestesc din ce se întâmplă în mediul online, mai ales în generația mea. Sunt foarte multe persoane care pun la story și încearcă să se promoveze sau să își promoveze prietenii sau persoanele în care ei cred și pe care chiar își doresc să le susțină. Este foarte interesantă toată această comunitate, tot acest demers pe care Gala Tineretului l-a creat până la urmă. Păi uite, fix ceea ce spui tu acum cu prietenii care intră să-și promoveze preferatul sau prietenul în cercul lor. Genul acesta de acțiuni ne dorim să le vedem și atunci când acest prieten care este promovat vine cu o acțiune, vine cu o ofertă de implicare, să spun, pentru mediul, pentru cercul sau de prieteni și nu numai, să vedem aceeași mișcare că se întâmplă în cadrul tinerilor. Se coagulizează. Practic este un fel de start, un fel de impas, un impuls, astfel încât să îi ajutați pe tineri să poată să primească acel sprijin și pe viitor. Și mai mult decât atât și ceilalți să învețe să îi sprijine mai mult pe cei în care cred cu adevărat. Exact. Și în proiectele în care chiar cred că se vor concretiza. Acum haide să vorbim despre invitați, un subiect destul de sensibil, pentru că este unul dintre aspectele la care tinerii abia așteaptă să aibă acces la informație. Își doresc din suflet să afle cine va cânta sau care vor fi concret invitații, artiștii din cadrul Galei Tineretului de pe 23 februarie. Dacă poți să ne oferi așa un mic spoiler.
Doar un mic spoiler, aș putea să vă ofer în momentul de față. Pentru restul, chiar vă invit cu mare drag la Gala Tineretului Prahovean. Și cu această ocazie, fiindcă discutăm despre invitați, aș vrea să spun link-ul în care oamenii pot intra să-și rezerve biletele de pe acum. Biletele sunt cu titlul gratuit, așadar nu aveți nicio problemă în a participa. Biletele le puteți găsi pe galatineretuliprahovean.ro/bilet, iar acolo puteți să vă rezervați locurile în sală. Va avea loc la Sala Europa și ora 5:30 vineri. Gata, am făcut prezentarea din punct de vedere al evenimentului. O să avem ca și invitat pe Liviu Teodorescu. Într-adevăr, unul dintre invitații pe care tinerii chiar îi așteaptă. Asta și sperăm, sau pe asta și mizăm. Iar ceilalți nu aș vrea să spun în momentul de față. Nu? O să las un pic de surpriză, fiindcă știi cum e, probabil când erai mică, ca și oamenii care ne urmăresc, întâmplarea a făcut să vezi un truc de magie. Și mereu ai rămas cu întrebarea, dar cum se face? Dar ce se întâmplă? Este un misterul ăsta, tot timpul ne impulsionează să vrem să știm, să cunoaștem. Așa că o să las ca surpriză de magie restul invitațiilor. Așadar, cei care vreți să-l vedeți pe Liviu Teodorescu live și pe ceilalți artiști invitați, pe care încă nu ne-a zis Andrei, i-a lăsat cu semnul întrebării, veniți la Gala Tineretului pe 23 februarie. Iar acum aș vrea să vorbim despre partea organizatorică, pentru că un eveniment atât de amploare are într-adevăr în spate foarte multă muncă și o echipă destul de bine stabilită. Și vreau să ne vorbești despre tot procesul acesta de organizare, de când a început, cine face parte din această echipă de organizare, ce roluri are fiecare membru. Asta e un reper. Evenimentul a început să fie organizat încă de anul trecut. Un eveniment de calitate necesită un timp destul de îndelungat pentru aproape un an de zile. A lucra asupra categoriilor pe care le premiem, în a contura destul de bine proiectul în ceea ce privește implicațiile tehnice, financiare. Am avut momente în care s-a făcut așa un fel de ping-pong cu locația, fiindcă trebuie să găsim și sprijinul unui loc pe care vreau să-i mulțumesc Consiliul Județean pentru Sala Europa. Cum am început? Am început, cum spuneam, de la o discuție. Discuția s-a transformat într-o hârtie, o hârtie s-a transformat într-un tank de hârtie. Au venit alți oameni, alte idei, am rescris hârtiile, am rescris conceptele. Este foarte mult brainstorming la mijloc. Multe nopți nedormite, multe discuții, multe întâlniri. Este vorba de implicare. E vorba de implicare în tot. Avem o parte din noi, avem și experiență în evenimente la o scară mult mai mare. Împreună cu Radu Simionescu am organizat un festival timp de 3 ani consecutiv, care a avut niște implicații mult și mult mai mari. Așa că ne-a ajutat destul de mult experiența asta să venim cu ea la masă. Avem pe Mihaela Tătaru alături de noi. Suntem foarte mulți în echipă. Nu toată lumea iese în față. Asta. Nu toată lumea este pe sticlă, nu toată lumea este în presă. Însă, dacă ai văzut minionii, cam atâția sunt oameni în spate. Cu precădere, voluntari care au venit, au crezut în acest proiect, s-au aderat și ne susțin în fiecare zi, la mici demersuri, la implicații majore. Cu siguranță, gesturile lor și modul în care ei se implică în cadrul acestui eveniment, chiar dacă nu ies în față și nu își asumă public acest rol, toate aceste demersuri sunt foarte importante și sunt aspecte care sunt demne de laudă. Și acum tot pe partea aceasta de diferențe în echipa de organizare, pentru că știu că acest eveniment este la a doua ediție, a fost organizat și anul trecut, și cu siguranță s-au putut face îmbunătățiri. Ați învățat din feedback-ul pe care l-ați primit anul trecut și anul acesta se va desfășura cu siguranță o ediție mai bună. Care sunt diferențele între ce s-a întâmplat anul trecut și ce se întâmplă anul acesta? Așa cum ai spus și tu,
Experiența, fiind cel puțin eu cu Radu fiind obișnuit cu alte tipuri de evenimente pe care le-am creat până în gală, a fost nevoie de o primă ediție din care să ne luăm feedback din sală, din participanți, din nominalizați, din întregul proces al galei, să îmbunătățim condițiile de nominalizare, să îmbunătățim modul în care ne deschidem către public, unde putem să căutăm mai bine acești oameni, cum putem să-i facem nu neapărat interesați de gală, cât să știe că există această platformă pentru ei în care se pot face recunoscuți. Sunt și mai mulți oameni înscriși anul acesta și mai multe nominalizări. Avem 15 premii pe care le oferim. Avem parteneri alături de noi, unii dintre ei foarte dorniți să ne ajute și prin prisma faptului că suntem la a doua ediție, adică, cum spuneam mai devreme, este important să dai greș. Noi am dat greș cu alte evenimente înainte și oamenii, în momentul în care au văzut că ne mobilizăm pentru Gala Tineretului Prahovean și mai ales că facem un eveniment pentru tineri, au decis să ne susțină și ne-au rămas parteneri în continuare, cale pe care vrem să le mulțumim acest lucru. Cam asta putea să spun. Deci ai experiență de la an la an și zic de la an la an, fiindcă gala promite să fie și la anul și poate să venim cu și mai multe premii sau poate să facem alte evenimente și acțiuni. Oricum suntem deschiși din partea tuturor care vor să ne trimită feedback-ul lor sau idei pe care vor să le vadă. Așadar, ce pot eu să spun în numele colegilor mei este că de la an la an ne vom îmbunătăți. Uite, chiar asta urma să fie următoarea întrebare. Este într-adevăr un eveniment de continuitate pentru comunitatea prahoveană? Da. Este la a doua ediție, dar pentru viitorii ani se va desfășura în continuare? Noi avem încrederea că da. Avem forță și drive personal, să spunem în continuare că da, și mai avem încrederea în impactul pe care noi îl lăsăm în comunitate cu fiecare ediție și speranța că oamenii văd doar din, pur și simplu, din simpla coagulare a tinerilor în jurul unei idei, văd efectele în comunitate. Observăm că apar proiecte noi, observăm că apar idei noi, observăm că apar mai mulți oameni, deci e clar că ceva undeva merge destul de bine. Așa că da, vom continua. Cum crezi că vor impacta viitoarele ediții tinerii? Sau poate chiar și ediția aceasta? Cum ai văzut tot acest demers? Cum crezi că a schimbat viața sau, mă rog, percepția tinerilor din generația mea, mă rog, din intervalul 14 ani 35? Cred că cuvântul cheie aici este încredere. În felul ăsta, tinerii sunt impactați în mod direct de către eveniment. Și anume că încep să aibă ceva în care să aibă încredere că se întâmplă, că se întâmplă așa cum am promis, că se întâmplă așa cum zicem, că efectele se văd, că ne uităm la asta pe termen lung, deci putem să devenim un partener de încredere în susținerea tinerilor și a ideilor lor. Și prin urmare încurajăm cât mai mulți oameni să iasă în evidență, nu neapărat pentru gală, atenție, deci nu facem asta doar pentru gală, ci să iasă în evidență în comunitate, că fi sigur noi vă vom observa. Dacă nu noi, colegii, prietenii, vecinii, oamenii vă vor nominaliza. Cu siguranță aspecte foarte importante de care întreaga comunitate prahoveană, mai ales tinerii, au nevoie. Această idee de sprijin, această idee de oameni pe care să te poți baza astfel încât să poți să-ți duci până la final visurile, ideile pe care le ai, chiar este nevoie de toate acestea. Și acum aș vrea să trecem în partea a doua a podcastului și să vorbim despre Andrei Năstase ca persoană, Andrei Năstase ca om, care într-adevăr a avut și el o implicare destul de mare în comunitatea prahoveană, atât în cadrul Galei Tineretului, cât și prin celelalte proiecte pe care el le-a desfășurat. Iar prima întrebare din această parte aș vrea să o leg de Ploiești. De faptul că tu te-ai întors în Ploiești și ai ales să locuiești aici, iar întrebarea ar fi de ce? De ce ai ales acest oraș și nu multe altele? Pentru că știm amândoi că ai avut o mulțime de oportunități de-a lungul vieții.
De suprafață, dacă ar fi să dau un răspuns de suprafață, ar fi că și eu și soția mea ne-am întors în Ploiești după ce băiețelul nostru s-a născut, pentru a fi cât mai aproape de bunici. Pot să zic că asta a fost un motiv nou la vremea respectivă. Însă în momentul în care ne-am întors în Ploiești și am început să ne desfășurăm viața în Ploiești, ne-am dat seama că amândoi vrem să reușim în acest oraș, nu neapărat pe plan profesional sau individual, ci să reușim să ne lansăm amprenta unde putem prin acțiunile pe care le facem. Este orașul în care părinții noștri au crescut, este orașul în care noi am crescut, aș putea să zic și eu, și împreună cu soția. Este un oraș în care sunt o bună parte din prietenii mei. Sunt oameni pe care i-am văzut la evenimentele organizate de mine sau în alte evenimente în care am fost implicat. Văd că dorința există, văd că potențial există. Și cu părere de rău, văd că nu prea multă lume face lucruri. Și atunci, de ce nu eu? De ce nu noi? Până la urmă, asta înseamnă schimbarea. Da. Modul în care fiecare se poate implica în comunitate prin anumite proiecte, iar la final, schimbarea pornește de la fiecare dintre noi, de la fiecare pas pe care noi îl facem, pentru ca rezultatul final să fie într-adevăr schimbarea în bine a comunității, a orașului sau poate chiar a întregii țări. Exact. Exact. Tot în această zonă, voiam să ne legăm și de implicarea ta în anumite ONG-uri, în anumite asociații, fundații. De ce ai ales să faci voluntariat? Uite, prima mea implicare ca și voluntar 100%, și când zic voluntar 100%, nu e vorba de partea pecuniară a lucrurilor, ci voluntar 100%, om care a crezut zi și noapte în misiunea organizației respective, a fost în momentul în care împreună cu niște prieteni am demarat proiecte sub umbrela Narada. Narada este o organizație care activează în mediul educației. Este o organizație care se implică de la firul ierbii, la propriu a zice, de la firul ierbii, având destul de multe intervenții cu precădere mediile defavorizate, pentru a putea aduce un echilibru și o egalitate pe plan educațional între mediul rural și mediul urban. În perioada pandemiei ne-am implicat extrem de mult pe partea educațională, oferind primele platforme pentru elevi și profesori ca să comunice, să poată să-și continue lecțiile în timp real. Am reușit să obținem sponsorizări de la foarte multe companii ca să putem să-și aducem tehnologia în mediile defavorizate, nu doar ideea de uite ce drăguț e să faci lecțiile online, în momentul în care ei nu aveau nici cu ce să se încalțe. Astea sunt povești reale. Și cred că, dacă, întorcându-mă un pic la întrebarea ta de ce în zona asta, este un om care a făcut o facultate de litere. Adică am venit un pic de pe niște bănci ale mediului, de mediul educațional. Menirea mea n-a fost niciodată să devin profesor. Am simțit că nu sunt făcut să devin profesor, însă am fost fascinat de procesul educației în sine. Cum, îți dai seama ce chestie interesantă, ca și profesor, tu dezvolți mintea omului care îi predai. Tu ești stâlpul lui sau omul, încrederea că informația pe care tu o pasezi este informația corectă. Și până la urmă stai la baza formării lui ca om. Exact. Ceea ce el va deveni pe viitor, omul de peste, nu știu, 10-20 de ani, are la bază modul în care tu îi predai, informația pe care tu îi transmiți. Practic, tu ca profesor stai la baza conturării lui. Exact. Ca persoană. Exact. Drept urmare, următorii mei pași au fost destul de simpli. După Narada, după ce am decis că nu mai este necesară implicarea mea în Narada, deoarece Narada a crescut ca o organizație destul de mare, am migrat, aș putea să spun în felul următor, către cel mai mare grup educațional din Europa de Est, așa nume grupul Educativa, timp în care soția mea a migrat către Teach for Romania. Așadar, suntem amândoi în zona asta de educație, implicați pe toate părțile.
Deci, practic, ați simțit că este nevoie de ajutor, de sprijin, de implicare în această zonă și ați zis, este o oportunitate pentru mine să pot să dezvolt, să las mai departe anumite valori pe care vreau să le transmit următoarei generații. Exact. Foarte, foarte interesant. Și știu că te ocupi și pe partea de web developer, ești și designer web. A zice un pic, poate cu o doză de modestie, e un pic mai mult de atât. Povestește-ne tu exact cu ce te ocupi în această zonă. Lucrez în domeniul tehnologiei, hai să spun cel mai bine așa, lucrez în domeniul tehnologiei, ca și aplicabilitate sunt arhitect de baze de date și full stack developer. Îmi place să spun, cred că cel mai bine despre mine este că sunt un om care dezvoltă idei pentru alții. Adică o să-l denumim intraprenor, că asta este denumirea lui oficială. Îmi place să iau o idee pe care o ai, să o trec prin destul de multe filtre, să o cântăresc, să fac o analiză, să văd cum se poate construi, ce se poate face în această parte și să o produc, să o fac reală. Focusul meu nu este neapărat să construiesc site-uri pe partea de web development sau web design, ci mai degrabă să ajut oamenii să-și crească ideile sau să le aducă, să le materializeze. Să le aducă la viață, concret. Da. Și practic, oamenii pornesc de la o idee, vin la tine, tu ești cel care îi ajută să-și pună ideea în practică, să poată concret să o vadă materializată, să o vadă pusă la viață. Da. Pusă la viață. Foarte, foarte interesant. Și care crezi că sunt oportunitățile pe care le au tinerii în zona aceasta în care tu muncești, în care tu lucrezi? Pe partea de tehnologie, pe partea de web development și toate aceste aspecte pe care le-ai menționat mai devreme? Nelimitat. Cum poți concret să se implice în această zonă dacă au anumite interese? Te întreb asta mai ales pentru că știu că te-ai ocupat și de site-ul Galei Tineretului și ai o experiență bogată în acest domeniu. Dacă pot mai degrabă să recontrolez întrebarea ta dacă există sfaturi pe care le-aș da tinerilor în ceea ce privește domeniul tehnologiei. Sigur. Sau drumuri pe care să le abordeze. Uh-huh. Aș zice să crezi în tine, fiindcă dacă tu crezi în tine, orice altceva pleacă din degetele tale sau extensia QWERTY a tastaturii, e doar o materializare a viselor. Tehnologia este destul de ușor de înțeles, atât timp cât înțelegi că este o tehnologie, este un proces. Dacă ne referim la tinerii care încă sunt în liceu, este, imaginați-vă ca o formulă matematică care conține mai multe formule matematice. Atât timp cât cunoști, înțelegi că așa funcționează lucrurile, nu există piedici. Nu există piedici decât munca. Ea încearcă, dacă aș da un sfat cuiva față în față cu mine, ar fi: întreabă-te care este visul tău, cum îl poți obține, de ce ai nevoie. Pune-le pe hârtie și ai încredere în tine că tot ce ai scris tu acolo, tu vei putea să faci. Cu pași mici, ca orice alt lucru în viață, poți să înveți partea tehnologică și să obții orice ți-ai imaginat. Eu am avut ocazia și norocul, și nu o să sune foarte modest ceea ce spun acum, dar îmi sunt recunoscător mie, fiindcă am avut fix genul acesta de abordare cu domeniul în care lucrez. Cum ți-am zis, eu am terminat o facultate de litere, n-aveam nicio treabă cu tehnologia, nu scriam pic de cod, nu aveam nicio tangență, însă am avut această întrebare: ok, dar cum funcționează? Eu aș vrea să fac asta. Și am început să citesc și să mă uit cum funcționează. Și le-am prins destul de repede, adică într-o lună de zile puteam deja să construiesc website-uri funcționale. Ideea de curiozitate, de a-ți dori cumva să știi mai multe, să te dezvolți pe mai multe domenii, în mai multe părți. Da. Nu uite aici, cuvântul magic este magie. Totul e o magie. Caută răspunsul și vei găsi ce se întâmplă în spatele magiei. Și atunci vei fi, cel puțin în domeniul tehnologiei, vei fi surprins că în spatele magiei, ghiși ce? E un alt truc. Excepțional. Da. Într-adevăr, un sfat de urmat pentru toți tinerii și nu numai, chiar și pentru adulții care au vizionat acest podcast. Iar acum, pe finalul podcastului, aș vrea să menționez din nou locul Galei Tineretului Prahovean și ora la care se va desfășura. Vă așteptăm la Sala Europa.
pe data de 23 februarie, începând cu orele 17:30, într-un număr cât mai mare, cu mențiunea și rugămintea de a vă rezerva locurile înainte, pe galatineretulipracoveanu.ro/bilet. Îți mulțumim foarte mult, Andrei Năstase, într-adevăr un podcast foarte interesant, din care întreaga comunitate prahoveană a putut să ia mai multe idei, mai multe informații, atât referitoare la Gala Tineretului, cât și la întreaga ta experiență de viață. Iar celor care au vizionat acest podcast, le reamintim că Pleștul Nostru are și pagina de Instagram, pagina de TikTok și de Facebook și vă invităm să dați un follow și acolo. Iar înspre finalul podcastului aș vrea să vă spun din nou că Gala Tineretului va fi la Sala Europa, vineri, 23 februarie, la ora 17:30 și vă așteptăm acolo. Până la următorul podcast, vă urez la revedere!